Au vorbit și au cântat în limba italiană zeci de studențe ai Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă și au dat întâlnire la evenimentul aniversar dedicat Săptămânii Limbii Italiene, care a ajuns la cea de-a 22-a ediție. Pentru a promova valorile limbii străine în cadrul universității, de 11 ani funcționează Centrul de Cultură și Limbă Italiană. Am învățat limba italiană odată cu limba română. Am fost chiar recent în Italia și cel mai tare, să spun așa, ce iubesc la italieni este mâncarea. Nu regret că am ales această italiană, mi-aș dori să ajung acolo. Mi-aș dori să vorbesc cu italieni, să îmi dezvolt limba italiană. Continuare. Este foarte melodioasă pentru mine, se seamănă foarte mult cu limba română. Italia pentru mine, nu știu, un colț de rai. La eveniment a fost prezent și ambasadorul Republicii Italiene la Chișinău, Lorenzo Tomassoni. Ho visto anche voi studenți. Văd că studenții progresează cu determinare și încredere, iar cei care doresc să studieze limba italiană sunt tot mai mulți. Sunt sigur că aceste cunoștințe le vor aduce studenților succes în continuare. În același timp, sărbătorim 11 ani ai Centrului de Cultură și Limbă Italiană din incinta Universității. Menirea acestui centru este de a promova limba și cultura italiană în Republica Moldova. Aproximativ 200 de studenți de la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă învață limba italiană.